Memorie vie. Nistrenii își amintesc de eroii căzuți în martie 92 pentru independența țării. Investiții capitale în școala internat din Râbnița. Cum s-au schimbat condițiile de trai pentru copii? Centrul Culturii Moldovenești de la Universitatea de Stat Nistreană, la 10 ani de activitate rodnică. Bine v-am găsit! E ora știrilor în emisia primului post nistrean de televiziune. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, urmărim chiar acum. Miting de doliu a avut loc astăzi în capitală, la Memorialul Gloriei Militare. El este consacrat ostașilor batalionului din Tiraspol al Gărzii Republicane, căzuți la 3 martie 1992. În această zi, lupta a avut loc în satul Cucieri, raionul Dubăsari, în timpul căreia, eliberând soțiile și copiii militarilor, au căzut 4 tiraspoleni. Numele lor sunt încrustate lângă focul veșnic, unde astăzi au fost depuse flori vii. 28 de ani în urmă a început agresiunea din partea Moldovei contra tânărului stat nistrean, zile tragice în istoria Republicii noastre. Printre cei căzuți pentru independența țării sunt reprezentanții diferitor naționalități. Pe toți i-a unit dragostea față de meleag, valori, limbă maternă. Printr-un minut de reculegere, sute de orășeni și oaspeți ai capitalei și-au demonstrat sincera durere și veșnică amintire pentru cei plecați în nemurire la 3 martie 1992. Din păcate, aceste evenimente au fost doar începutul. Cu regret, volantul crimelor puse în funcțiune de către Moldova la acestea nu s-a oprit. Au fost luni de acțiuni militare în raionul Dubăsari. A urmat atacarea oamenilor pașnici în orașul Bender de către formațiunile militare moldovenești. Din nou au fost multe jertfe din partea locuitorilor pașnici. S-au scurs 28 de ani de la încheierea acțiunilor militare. Și ce vedem astăzi? Ieri, participanții acțiunilor militare din partea Moldovei au ieșit în piață cu lozinci, revanșarde și cerințe. Ce s-a schimbat la ei? Nimic. Din nou sunt agresivi și au dorința de a omorî. Timp de 28 de ani, niciun politician din Moldova nu și-a recunoscut greșeala în fața poporului nistrean. Prezidentul a specificat că poporul nistrean este puternic prin istoria sa, atitudinea față de ea, devotamentul față de pământul natal și memoria despre eroismul predecesorilor. În amintirea celor căzuți au fost depuse flori vii. Bilanțurile anului 2019 au fost făcute astăzi la Colegiul Ministerului Agriculturii. Cum a activat și s-a dezvoltat ramura și care sunt planurile de perspectivă? Aflăm în continuare. În strategia dezvoltării Republicii Moldovenești-Nistrene pentru anii 2019-2026, o atenție deosebită statul o acordă folosirii raționale a pământului. Nistrenia dispune de 367.000 de hectare. 70% din ele sunt arabile. Toate solurile sunt repartizate pentru creșterea producției agricole de către gospodăriile cu variată formă de proprietate. Anul trecut, încă o dată ne-a demonstrat importanța irigației. Din 2016 și până în prezent, terenurile irigate au fost majorate până la 3.000 de hectare. Este real să mărim acest spațiu în fiecare an. E important că prețul pentru apă rămâne același, 70 de copeci pentru un metru cub. Am luat decizia încă 2 ani să promulgăm acest preț. Datorită acestui fapt, agricultorii pot face calcule în câți ani vor putea achita agregatele de irigare și care va fi prețul de cost al producției crescute de ei. Cu eforturile comune ale tuturor ramurilor puterii, carul agriculturii s-a mișcat din loc. Subvenționări, credite cu înlesniri, toate ele sunt menite a contribui la dezvoltarea ramurii. Meritul de bază în decursul ultimilor ani din partea statului ca regulator este faptul că noi pentru prima dată timp de multe vreme am trecut de la cuvinte la fapte și am adaptat la condițiile noastre acele instrumente internaționale și atotrecunoscute care sporesc dezvoltarea sectorului agricol. Este vorba și despre politica fiscală și cea tarifară și desigur măsuri ce privesc subvenționarea producătorilor de lapte, a levezilor cu sâmburi, a procurării juncilor și altele. Sunt încredințat că în perspectivă medie, mișcare înainte în sectorul agrar va fi. Dezvoltarea zootehniei, pomiculturii și viticulturii, atragerea tinerilor cadre și, desigur, asigurarea programului alimentar.
de a crește în Republică producția agricolă calitativă. Iată unele din principalele sarcini ale domeniului. Despre majorarea salariului colaboratorilor instituțiilor medical-profilactice au vorbit în guvern. Potrivit ministrului Ocrotirii Sănătății, noul regulament prezentat prevede o creștere considerabilă a veniturilor pentru toate categoriile de medici. Salariul de bază al lucrătorilor medicali în dependență de calificare va fi la toți identic, și la medicii din veriga inițială, și la cei din staționar, și la felceri, la toți salariul e la un nivel. În continuare începe sistemul majorării și plăților suplimentare, care pune accentele în dependență de concepția noastră. Plată adăugătoare este prevăzută pentru lucrătorii din veriga primară, până la 100 de niveluri de calcul al salariului minim pentru lucrul pe sector. Va fi încurajată și medicina rurală. Medicilor și personalului medical mediu planifică să le adauge de la 50 până la 100 de niveluri de calcul al salariului minim. Plăți suplimentare pentru particularitățile deosebite ale muncii vor primi colaboratorii secției hemodializă, ajutorului medical urgent și serviciului de ftiziatrie. Lista dată va fi completată de categoria a patra, personalul staționarelor de psihiatrie. Noul sistem de salarizare a muncii va începe a funcționa din iulie curent. Din anul curent de învățământ, părinții nu achită arenda setului de manuale școlare. Ea este gratuită. De la 1 septembrie, elevii trebuie să primească și caiete de lucru. Întrebarea a fost discutată la ședința cu președintele Guvernului, Alexandru Martinov. Elevii claselor primare trebuie să fie asigurați cu caiete de lucru către 1 septembrie. Sarcina a fost trasată de către Alexandru Martinov în cadrul ședinței în guvern. La ea au participat viceministrul Alexei Țurcan, reprezentanții Ministerului Educației, Serviciului Mijloacelor de Informare în Masă, întreprinderii Poligrafist. O listă sistematizată a caietelor de lucru până în prezent n-am avut. Unii părinți făceau xerocopii, multe familii simțeau dificultăți în planul dat. Am decis să sistematizăm procesul dat și copiii la 1 septembrie să vină la școală cu setul său de cărți și caiete gratuite. Întreprinderea Poligrafist a primit deja machetele caietelor de lucru. În total, potrivit datelor, e necesar de a produce circa 60.000 de exemplare. În ce privește finanțarea, ea va fi din contul bugetului 2020. În școala-internat din Râbnița marchează casă nouă. Elevii au trecut cu traiul într-un nou bloc. El a fost reparat din Fondul Investiții Capitale. Cum s-au schimbat condițiile de trai pentru copii? În continuare. A doua casă, astfel numește Marina Chilovski internatul. Aici ea nu doar studiază, dar și trăiește deja 9 ani alături de frați și surori. Fetița e dintr-o familie cu mulți copii. Își amintește, înainte aici era neconfortabil. Imaginele de până la și după reparație vorbesc de la sine. În familia noastră sunt 4 copii. Tata ne crește de unul singur, fără mamă. Mama a decedat de mult. Aici studiază toată familia mea. E foarte plăcut și nu ne este frică, cum se întâmplă de obicei când copiii pleacă la grădiniță sau la școală fără părinți. E foarte comod și colectivul e bun. Dormitoare comode, săli pentru joc și vestiare, și principalul dușuri și apă fierbinte. Anterior copiii făceau baia o dată în săptămână, astfel arată nodurile sanitare până la și după. Acum e foarte spațios, podeaua caldă, caloriferele încălzesc bine, în odăi e cald. Mi-a plăcut mult dușul, ne bucură faptul că este apă fierbinte, mobila e frumoasă, paturile comode, e minunat. În școala-internat din Râbnița studiază mai bine de 150 de copii. Sunt și 4 clase pentru copiii cu particularități de sănătate. După reparație s-au schimbat și condițiile de studii. A fost o iluminare foarte rea, era frig, ferestrele vechi, podeaua deteriorată. Acum, după reparație, desigur totul s-a schimbat cardinal. Copiii sunt fericiți, bucuroși. Singur au ales culoarea pereților și au participat la alegerea culorii linoleumului. În anul curent, pe internat îl așteaptă încă o reparație mare. În programul Fondului Investițiilor Capitale vor include și blocul de studii. În anul viitor, școala va împlini 60 de ani, așadar jubileul ea îl va marca deja renovată.
Satul Dubeo a fost ocupat de hoardele fasciste în primele zile ale Marelui Război pentru apărarea patriei. Până în prezent, locuitorii lui păstrează memoria celor ani groaznici. Mama mea, da, povestea că ei era copil mic când, pe timpul războiului, și ei povestea că când au venit nemții în sat, oamenii au plecat. Trăit în câmpie după sat, dar în sat se aflau nemții. Și în casa noastră, unde trăiesc eu, casa mea părintească, a fost statul major a nemților. De sub jugul fascist, satul a fost eliberat la 4 aprilie 1944. Mai târziu, la cimitirul local a apărut un mormânt frățesc, unde au fost înhumați zeci de ostași eliberatori. În 1982, înhumarea a fost transferată în centrul localității. În semn de mulțumire pentru pace, sătenii au înălțat un monument. De foarte mulți ani nu a fost reparat acest monument. Eu sunt foarte mulțumită conducerii de astăzi a raională și republicană. Aceasta este boala noastră care trebuia de mult vindicată, de mult trebuia reparat acest monument care este fața satului Dubeu, este un loc unde noi ne adunăm la toate măsurile educative. Noi de acum suntem în lucru pentru a repara acest monument. Monumentul din Dubeu și încă 3 obiecte în anul curent vor fi reconstruite. Ele au intrat în programul investițiilor capitale. În anul precedent, din contul lui, au fost reparate încă 4 obiecte. Centrul Culturii Moldovenești de la Universitatea de Stat Nistreană la 10 ani de activitate rodnică. Asemeni unei case mari, centrul în această zi jubileară a primit oaspeți. La sărbătoare au venit reprezentanții ai diferitor popoare ce locuiesc în Nistrenia, la multinațional, unde își cunosc limba și rădăcinile. Centrul Culturii Moldovenești de la Universitatea de Stat Nistreană Taras Șevcencu activează 10 ani. Deschis în mod simbolic în zilele mărțișorului, el în întreaga această perioadă a promovat păstrarea tradițiilor și obiceiurilor neamului nostru. Sute de activități artistice, științifice, educative au loc aici. Putem numi Centrul Culturii Moldovenești adevărata casa mare a universității. Aici vin delegații, aici facem și luăm cunoștințe de ultimele manuale școlare, diferite de săptămânalul Adevărul Nistrean, alte activități din mass media. Este un prilej când întâlnim oaspeții. De-a lungul anilor, în acest centru au muncit colaboratori științifici, savanți filologi, prin contribuția cărora au ieșit de sub tipar dicționare, manuale, material didactic. Ei se ocupă de cercetarea particularităților istorice, lingvistice, culturale ale moldovenilor din Nistrenia. 10 ani în urmă, eu am participat la deschiderea acestui centru. Adresez cuvinte de mulțumire tuturor persoanelor care zi de zi lucrează aici, deoarece el îndeplinește un rol important în societate. Mă bucur că Centrul Culturii Moldovenești activează și se dezvoltă. La dispoziția studenților filologi, în centru este tehnică de ultimă oră, literatură artistică, manuale, etc. Aici se desfășoară activități de nivel republican și internațional. Ne mândrim că avem așa centru unde noi avem posibilitatea de a ne arăta talentele, de a participa la diferite măsuri. Mă bucur că anume sărbătoarea jubileul centrului a coincis cu sărbătoarea mărțișorului, cu primele zile de primăvară. Asemeni unei case mari, centrul în această zi jubileară a primit oaspeți dragi sufletului. Într-o cunună multinațională s-au împletit urările de bun augur, care au răsunat în limbile popoarelor ce locuiesc în Nistrenia, Plai Multinațional, unde își cunosc limba și rădăcinile. Copiii, împreună cu educatorii, au redat tradițiile de primăvară transmise din generație în generație. Au pregătit poezii, cântece, jocuri, ghicitori și dansuri populare. Copiii din grădinița noastră studiază limba moldovenească cu plăcere și când vine primăvara, copiii iubesc să învețe cântări, poezii, jocuri și încă copiii fac cu mâinile lor mărțișoare și dăruiesc părinților și celor apropieți. Efectivul pedagogic, pe parcursul anilor, le insuflă copiilor dragostea față de cultura, meșteșugul popular, portul naționalităților care trăiesc în Nistrenia. Au
curoșu, facu foare, ce-am rare dinte fori, ai se prentua pet pa mică, mândre far, un mărțișor. În fine, micuții le-au dăruit celor prezenți simbolul primăverii, mărțișoare. Atât pentru astăzi. Despre alte evenimente în ediția de seară a știrilor CEB la ora 20:30. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare și să aveți parte doar de noutăți plăcute. La revedere!